Eroi anonimi, asta suntem. Personajele principale, cele care ne conduc în povestea serialului, sunt Doru și Ionel, sunt practic oamenii care repară semafoarele. Sunt doi oameni cinstiți care reușesc să facă o glumă atât de proastă încât ea să devină realitate. Celelalte personaje, la fel de importante, sunt personajele cu care ei intră în conflict, partea antagonistă. Directoarea băncii, capitanul poliției și reprezentantul lumii interlope, un mic gangster local. Aceste personaje au interesele lor, ele reprezintă niște categorii sociale pe oamenii bogați, pe oamenii legii și pe infractori. Nu știu ce să zic de băieții ăștia. Nici eu nu sunt prea încântat. Aceste trei personaje negative se coagulează și forțează pe aceste două personaje pozitive să organizeze o spargere asupra unei blindate a unei bănci. O să repetăm până este ceas elvețian, da? Oricât va fi nevoie până o facem cum trebuie. Afară de astea, mai avem niște personaje de echilibru, care sunt membrii familiilor celor două personaje, Doru și Ionel. Doru are o familie frumoasă, soție și o fată la liceu, iar Ionel este la început de drum, este logodit și urmează să se căsătorească și își dorește să-și construiască o familie așa cum are Doru. Practic, Doru este ca un părinte spiritual pentru Ionel, iar Ionel este ucenicul și colegul lui Doru și cel care are multe de învățat de la Doru și în același timp are și multe de pierdut din cauza lui Doru. HBO Go. Serialele tale preferate online.